Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 25-31 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus, acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici. Îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn în această săptămână. Dragii mei Capricorni, este o săptămână în care voi veți reuși să rezolvați niște lucruri extraordinar de importante pentru viața voastră. Veți intra în contact cu șefi, cu autorități, cu persoane importante, părinți, poate sunt și niște lucruri pe care trebuie să vi le asumați. Uh, și tot uh, capricornul în această săptămână uh, este cu prietenii, intră în contact cu extraordinar de mulți oameni și cu siguranță reușești să-ți stabilizezi mai bine viitorul tău. Discutăm despre o eclipsă de lună care se produce pe 25 martie. Este o lună plină care activează axa 40. Asta înseamnă că mulți capricorni în această perioadă fie avansați la locul de muncă, fie primiți acolo un premiu da, pentru ceva ce ați făcut. Alți capricorni poate vă gândiți să vă dați demisia sau puteți să auziți că nu știu, se desfințează compania, se întâmplă tot felul de lucruri. Cred eu că este un moment în care va fi nevoie să acționați și va fi nevoie să vă asumați o anumită responsabilitate care, nu știu, fie ține și de un copil, fie ține și de relația de cuplu pentru alți capricorni. Da? Deci pentru unii poate e pe muncă, pentru alții poate e vorba de o poveste de iubire care, uite, acum poate să ajungă la un nivel înalt. De ce nu? Sau, pentru unii, poate să fie vorba de o separare. este ceva ce a început cam acum jumătate de an da și uite acum afli vestea, uite acum se rezolvă lucrurile. Bineînțeles că este și o perioadă în care vei fi foarte mult pus pe drumuri, dar de asemenea poți să înveți și foarte multe lucruri de la oamenii din jurul tău. Surprize mari pe care Capricornul le are în această săptămână, privind o afacere, privind un copil, privind o poveste de iubire, însă, poate alții, cine știe, sunteți într-o relație de mai mult timp, lucrurile sunt bune, sunt frumoase, și uite, acum aveți ocazia să luați decizia cea mare, să vă oficializați relația, să vă căsătoriți, să vă mutați împreună sau, v-am spus, acolo unde lucrurile nu mai funcționează absolut deloc, este vorba despre o rupere. Alți capricorni, puteți să aveți o responsabilitate în perioada aceasta legată de o femeie importantă din casa voastră sau din familia voastră, din anturajul vostru. Da? Și pot fi și astfel de, de lucruri. Alții nu știu, parcă ieșiți la pensie, puneți punct la ceva, ieșiți dintr-o situație ciudată. Este o săptămână bună pentru Capricorn, care, repet, vine și cu foarte multe surprize privind viitorul unei relații, viitorul unui copil sau poate este vorba despre viitorul unei povești de iubire. Ideea este că luna asta plină sau eclipsa asta de lună pentru Capricorn aduce un apogeu, ți-am spus fie îți asumi responsabilitate, ești părinte sau afli că nu știu, vrei să afli că urmează să te căsătorești, poate afli că trebuie să va să avansezi, însă eu aș merge pe uh, un moment în care capricornul, repet, ia hotărâri tare importante privind uh, cariera, statutul. Unii capricorni, v-am spus, poate deveni părinți, alții din contra vă despărțiți, alții vă băgați într-o relație, depinde de fiecare prin ce situație se află, da? Hai să vedem acum și arhanghelii ce transmit, ce trebuie tu să cunoști pentru săptămâna 25-31 martie. Armonia dumnezeiască și echilibrul interior. Numerele importante 2, 5, 7, 25, 52. Deci este interesant că a ieșit acest număr 25 care uite reprezintă exact ziua în care se produce această eclipsă de lună, da? pe 25 martie, de bună vestire. Culorile importante, verde, albastru, maro, argintiu, roz, galben și te văd aici împreună cu cineva, da? te văd unit în inimă, în spirit, te văd unit cu cineva. Arhanghelul Rafael este cel care ție îți aduce un dar, o ghitare. Te ajut să-ți redobândești și apoi să-ți păstrezi armonia și echilibrul interior. Te inspir să-ți folosești în mod înțelept și chipzuit resursele interioare. Foarte frumos! Deci Capricornul reușește să-și redobândească armonia, echilibrul, reușești să-ți folosești într-un mod cât mai înțelept acele resurse interioare pe care tu le ai și asta mi îmi place foarte mult. Hai să vedem pentru Capricorn și tarotul ce transmite 25-31 martie pentru Capricorn. Ce trebuie să știți? A început citirea, avem o regină de băte. Ce faceți, dragi capricorn? Vă îndrăgostiți. Cavalerul de cupe, foarte frumos. Pajul de băte. Deci, este o săptămână cu dragoste pentru capricorn. Poți să primești o ofertă interesantă pentru sufletul tău. Să poate să fie și o săptămână în care tu vrei să te apropii mai mult de cineva. Și faci o ofertă, faci o propunere, ceva frumos aici se petrece. Apoi avem 10 ă, de monede, 10 da? de monede. E ca și cum aici este o discuție importantă privind o familie, privind o mutare împreună, unii puteți să aflați de o nuntă, de o petrecere sau să primiți o invitație la un eveniment important. Te văd aici într-o adunare mai mare de oameni care, nu știu, este o adunare ciudată, adică sunt oameni uh, de diferite vârste, oameni care au ocupații diferite, dar care, uite, sunt uniți da, prin iubire, sunt uniți prin stabilitate. Banii sunt foarte importanți pentru Capricorn săptămâna aceasta, însă la baza manifestărilor tale este 4 de spade, ceea ce, ceea ce înseamnă că este o săptămână în care Capricornul se relaxează, se liniștește. Poate, așa cum am spus, vrei un moment de răsfăț pentru tine, simți nevoia de odihnă, ceva te liniștește, ceva te ajută. Este ca un moment în care vrei să-ți iei vacanță, vrei să-ți iei concediu. Asul de băte avem aici în inima ta, care înseamnă clar o bucurie pentru tine, înseamnă inspirație. Poate este vorba despre o atracție pe care tu începi să o simți față de o persoană. Poate primești o veste bună care ție îți oferă foarte mult curaj, foarte multă speranță. Dar este un moment în care capricornul spune gata mi-am găsit alesul inimii, mi-am găsit aleasa inimii, am găsit locul de muncă potrivit, am găsit persoana potrivită. În sfârșit îmi apare acea veste bună care mă liniștește. În mintea ta da este arcana majoră diavolul na da, care reprezintă cartea ta în tarot și este cu adevărat o săptămână în care capricornul. Se concentrează mult pe propria persoană. Te concentrezi mult pe bani, pe dorința de control, dar este și o săptămână în care ceva te atrage extraordinar de mult. Regina de băte. Ei, acum se cam explică lucrurile. Aici discutăm despre o legătură cu zodii de foc, Leu, Berbec, săgetător. Poate pentru Capricorn este și o săptămână în care Intri în contact cu o persoană energică, plină de viață, iubitoare. Este o persoană care ridică moralul celorlalți, o persoană care îi place mult să petreacă, îi place să glumească, îi place să fie mereu pozitivă. Și avem aici doi de monede. Da? Deci mă, văd o legătură iarăși cu un prieten, un copil, o persoană iubită. Este cineva care jonglează aici între două situații diferite. Două persoane, poate două locuri, cineva care parcă încearcă să amâne ceva anume sau poate să fie vorba și despre o persoană care, în sfârșit, își găsește echilibrul. Justiția, ultimul mesaj pentru tine este din nou arcană majoră și până acum pot să-ți spun foarte clar faptul că pentru capricorn săptămâna aceasta vine cu schimbări pe muncă pe zona profesională sau sunt schimbări care țin de reputația ta, de felul în care tu ești văzut în lume. Aici poți avea o legătură cu zodia Balanță, dar tot această săptămână poate să însemne și o hotărâre importantă pe care cineva o ia din jurul tău. Poate este un verdict pe care îl aștepți legat de acte, legat de uh, un proces, poate pentru unii Capricorni. Dar văd aici o hotărâre importantă. Dragii mei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc pentru că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Iar dacă ai rezonat cu mesajele și dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce. Clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.